Salve, News, și bine ați venit la un episod cu Farmisimulatorul 22 News de data asta, pentru că acum două zile, pe data de 17, tocmai ce a fost anunțat pack-ul următor, și anume cu Bota Pack. E bine, oamenii au semnat contractul și acum cu Bota a devenit marcă oficială pentru Farmisimulatorul 22. DLC-ul ăsta, dacă aveți Season 1, Season Pass 1 Year, adică pe anul ăsta, Season Pass-ul, îl veți primi inclus, adică va fi gratuit și va fi lansat pe data de 28 iunie. Va cuprinde majoritatea, dacă nu toate, dar majoritatea utilajelor de la Kubota pentru început. Avem de la tractoare la schițiere, avem și loadere și hai să ne uităm un picuț la ele. Mai avem și o surprizucă mică în DLC de asemenea. Aici putem vedea în mare, să zic așa, detaliile. Și avem așa. Pentru cine nu știe, Kubota numerotează destul de simplu tractoarele și mă bucur pentru chestia asta, și anume plecăm de la M5, seria M5, și plecăm la 6, 7, 8. Și astea sunt detaliile. Seria, de exemplu, 5 și 6 reprezintă tractoarele mici, pestea pe care le poți pune la o livadă, într-o fermă micuțică, și duc foarte puțin, adică viteza de transport este 35 de km pe oră, respectiv 40 în partea asta, și cai putere sunt de la 92, 106, 104, 141. Deci sunt tractoare micuțele. După care sărim la tractoare medii, d-alea mari nu au, și avem la medii, avem seria 7, respectiv seria 8, ultima din gama lor. Și aici avem un picuț detalii mai măricele, de la 128 la 168 de cai putere, și avem viteză de 50 de km pe oră. La fel avem și aici tot viteză de 50 de km pe oră, dar avem cai putere până la 200. Așa că deja avem un tractor mai măricel. Nu știu dacă e neapărat ăsta, asta este, ba da, ăsta este seria 8, se poate vedea aici M8, coleașa. Bineînțeles, acum le avem oficial, așa că detaliile tractoarelor ăstora sunt extraordinare și sunt făcute de Giants, bineînțeles, așa că nu vor dezamăgi. După care, în continuare, avem un loader, coleașa, R640, îl găsim la categoria de front loaders, bineînțeles, și mai avem două schițtiere, una pentru paleți, alta tot pentru paleți, doar că cu șenile. Ambele fac același lucru, bineînțeles. După care avem două UTV-uri și astea diferă un picuț, pentru că ăsta este mai mare. Avem aici e un picuț mai mare. Numele RTXX, nu o să citesc numele ăla, dar aici putem vedea detaliile, diferență. 25 de cai putere la ăsta mare, dar suportă capacitate până la o tonă în spate și se poate vedea că este mai lung la punte. După care l-avem pe ăsta mai micuțel, care are 49 de cai putere, merge mai repede cu 65 de km pe oră, respectiv 40 celălalt, dar nu suportă în spate decât 430 de litri. Așa că ai de ales, dacă vrei să cari ceva, un balot eventual, clar îl luăm pe ăsta mare, care merge mai încet. Dacă nu vrem, vrem doar viteză să explorăm, ei bine, ăsta va fi alesul. După care ne mai include și două front loadere. Asta va conține pack-ul principal și surpriza de care vă vorbeam mai devreme este asta, și anume, acum vom avea și posibilitatea, unde e, mă? Aici. Vom avea și posibilitatea să luăm un prieten cu noi în utilaje, pentru că de acum încolo Farming Simulator 22 va avea Universal Passenger. Adică dacă jucăm multiplayer, un prieten poate intra la noi în tractor și poate merge cu noi. Sau noi în tractor cu el, deci două persoane în același tractor. Chestia e că poate să-ți meargă chestia asta la toate tractoarele, nu doar cele de la Kubota vor avea implementată opțiunea asta. Dar vei avea nevoie neapărat de DLC-ul cu Bota ca să meargă treaba asta la toate tractoarele, pentru că scriptul care îți permite Universal Passenger va fi integrat în DLC-ul ăsta, așa că trebuie neapărat să ai DLC-ul ca să ți se activeze în joc la toate utilajele. Și fraților, ăsta este DLC-ul cu Bota. O să-i facem, bineînțeles, un gameplay, un review înainte să iasă, pentru că eu voi primi ok înainte, așa că veți vedea practic cum vor fi utilajele și dacă, bineînțeles, este pentru voi acest DLC și dacă se merită. Atât pentru astăzi, pentru detaliile astea aveți un link în descriere și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!